Unul din motivele achiziționării unei motociclete poate fi plimbarea cu prietenii pe trasee memorabile, socializarea și împărtășirea de experiențe moto. Deși merg singur de foarte mulți ani, am participat în trecut la numeroase parade și plimbări în grup. Salutare tuturor! Eu sunt Sorin și îți urez bun venit pe canalul Hayabusa Travels, loc unde vei găsi motovloguri serioase despre motociclism, călătorii cu motocicleta și alte subiecte adiacente. Abonează-te și apasă clopoțelul pentru a fi notificat ori de câte ori postez. Abonarea este gratuită. Mai întâi un disclaimer. Atenție, nu sunt instructor, polițist la rutieră și nici vreo somitate în motociclism românesc, însă merg pe moto din primăvara lui 2008. Scopul acestui video este să-ți ofere perspectiva mea asupra motociclismului. Pentru început, vreau să listez pe scurt avantajele mersului în grup. Cunoști persoane noi, împărtășiți experiențe. Iar dacă ești începător, înveți mai mult și mai repede decât ai face-o singur. Faptul că nu ești singur pe drum îți poate da un impuls de încredere. La plimbări lungi, scade bugetul de cazare pentru că costul de cazare poate fi împărțit. Mersul în grup presupune un set de reguli. În caz de accident, primești ajutor imediat, grupul apărându-ți interesele. Riderii din față indică gropile de pe asfalt. Crește vizibilitatea în trafic, cei cu mașinile văd mai ușor un grup de motocicliști și permit membrilor să depășească mai ușor dacă e cazul. Și dacă am omis un avantaj, rog să mi-l detaliez în secțiunea de comentarii. Acum, să listăm pe scurt dezavantajele mersului în grup. Stilul de mers diferă, unii sunt mai rapizi, alții nu. Lipsește libertatea, adică nu poți opri întotdeauna unde ți-ai dori. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Rezistența fiecăruia depinde de experiența și motocicleta deținută. Cresc șansele de accident, mai ales dacă skill-ul grupului nu este omogenizat. Cei mai verzi pot încerca să demonstreze că sunt mai buni decât sunt, iar cei mai experimentați poate vor dori să-și asume mai multe riscuri decât ar face de obicei. Pericol mare la intersecții, pentru că poți fi tentat să forțezi trecerea la semafor. Dar și atunci când trebuie să forțezi pentru a menține ritmul sau distanța față de grup. Oamenii sunt diferiți, unul se trezește la 10, altul nu vrea să stea în hotelul X, iar altul poate nu vrea să viziteze locația Y. Poliția a început să oprească mai des grupurile în speranța că găsesc pe cineva în offside, gen fără ITP, asigurare, permis suspendat, etc. Hei, dacă ești de acord cu ce ai auzit până acum, nu uita să-mi lași un like și un comentariu la video pentru că mă ajută cu algoritmul YouTube. Cu cât mai multe like-uri și comentarii, cu atât YouTube va face acest video mai vizibil. Acum că am trecut peste avantaje și dezavantaje, vreau să dau și o serie de recomandări care vor îmbunătăți considerabil experiența plimbării în grup. Nu pleca la plimbări de grup dacă nu ai cât de cât o experiență de mers pe moto singur. Nu zic acum că trebuie să ai 10.000 de kilometri în șa, dar nici opusul nu e ok. Nu pleca la o plimbare în grup dacă ai ITP-ul sau asigurarea expirată. Asigură-te că respecti legea. Află din timp ce motociclete participă la plimbare. Deși există și excepții, nu să fie fan pentru tine dacă te duci cu 1000 RR-ul într-un grup de ciopări. Trebuie să ajungi la ora indicată la locul de plecare și să ai rezervorul plin. Asigură-te că motocicleta este servisată și este capabilă pentru plimbare, mecanic vorbind. Respectă timpul celorlalți și nu pleca la o plimbare de grup având probleme la motocicletă. Stabiliți împreună niște reguli și indicații înainte de a pleca la drum. Viteză, locuri de oprire regrupare, de alimentare, poziție, cum semnalizați un incident, avarie sau orice eveniment care necesită oprirea neprevăzută a grupului. Și schimbați între voi numerele de telefon. În față și în spatele grupului trebuie să fie cel puțin un motociclist cu experiență. Dacă în plimbarea de grup participă și începători, aceștia trebuie poziționați în spatele grupului care va fi închis de cel puțin un motociclist cu experiență. Normal ar trebui ca cel din față și ultimul din spate să știe toată ruta și zonele periculoase de pe traseu. Și când spun începători, mă refer la două aspecte. Experiența în ceea ce privește mersul efectiv pe motocicletă și începători în sensul că e prima oară când acești motocicliști merg pe acel traseu. Dacă mergeți pe autostradă, grupul trebuie spart în grupulețe mai mici pentru a permite mașinilor să poată depăși. Pe autostradă va trebui să mergeți pe banda 1 fără vitejii și provocări. De asemenea, dacă mergeți pe un drum cu o singură bandă și grupul este măricel, la fel e nevoie să spargeți grupul pentru a lăsa mașinile să depășească. Nu uita că drumul nu va aparține. Nu te da mare indiferent de cine face parte din grup.
fără wheelie-uri, depășiri, devansări la mustață și alte prostii. Crede-mă, nu impresionezi pe nimeni, dar pui în pericol pe mulți. Fii consistent în plimbare, menține viteza de deplasare conformă, nu frâna sau accelera aiurea, nu schimba constant banda sau poziția pe bandă. Nu te apuca să dai lecții și nu-ți depăși limitele proprii. Mai bine părăsești grupul din propria inițiativă decât să te ia salvarea din cine știe ce șanț, stricând astfel plimbarea și buna dispoziția tuturor. Cel mai mare pericol este depășirea limitelor proprii. Nu te simți presat să menții ritmul dacă rămâi în urmă. Ce este mai periculos? Să ratezi o curbă sau să te trezești luat de o mașină într-o intersecție de unde ai forțat intrarea sau să ajungi grupul din urmă în ritmul tău? Nu uita că pericolele nu intre pe PIO doar pentru că ești într-o plimbare de grup. Un alt pericol real este realitatea că, mergând în grup, este ușor să te uiți numai departe de motocicleta care ți se află în față. Nu ar trebui să uiți că target fixation nu intră pe PIO doar pentru că ești într-o plimbare de grup. Am făcut parte din plimbări în grup unde 3 sau 4 motocicliști au făcut accident intrând unul în altul, sau toți au luat aceeași pată de nisip, deși ultimii 2 aveau o cale de evitare. Cei din spate însă nu s-au uitat mai departe de motocicleta care li s-a aflat în față. Mențineți poziția în grup atunci când mergeți încet. Depășirile și devansările sunt foarte periculoase. Nimic nu te sperie mai mult decât să fii depășit prin surprindere de către un coleg, mai ales pe interior. Dacă simți nevoia să depășești, fă-o legal, adică pe contrasens. Nu devansa fără a fi sigur că riderul din față știe că vrei să faci manevra asta. În mod normal, la o plimbare de grup, poziția ta în grup se poate schimba doar când plecați din nou la drum după oprire. Deci nu a trebuit să depășești sau să devansezi în timpul deplasării. Poziționarea motocicletelor din grup într-o formație de tip zigzag, cu păstrarea distanței, îți permite să oprești brusc fără a lovi colegul din față. Când se merge în afara orașului sau pe un drum foarte virajat, se va merge în șir indian cu o distanță mai mare între rideri. Pentru ca fiecare motociclist să poată aborda virajele conform particularității drumului. Pe porțiunile unde se menține în formația de tip zigzag, trebuie să ții traiectoria în sensul că dacă motociclistul din laterala ta iese din formație, poziția acestuia va fi ocupată numai de motocicleta din spatele lui, nu de o motocicletă aflată în lateral. Nu merge paralel cu altă motocicletă atunci când viteza de deplasare depășește limitele vitezei de oraș. Există situații în care și viteza de oraș este foarte periculoasă pentru a merge paralel cu o motocicletă. Dacă ți apare un obstacol în față, manevra de evitare poate cere toată lățimea benzii. Fii conștient ce se întâmplă în spatele tău, dar și în față. Dacă nu mai vezi colegul din spate după ce ai trecut de o curbă mai strânsă, s-ar putea să fie nevoie să oprești, mai ales dacă ești ultimul sau penultimul din grup. Pauzele de alimentare sunt stabilite luând în considerare motocicleta cu cea mai mică autonomie de carburant, iar viteza maximă este impusă de motocicleta cea mai mică din grup sau de riderul cel mai începător. Nu părăsești grupul de unul singur, anunță din timp că vrei să pleci. Plimbarea în grup presupune să plecați și să ajungeți împreună la destinația propusă. Dacă ieși din grup fără a anunța, îi obligi pe ceilalți să oprească și să vină după tine. Poate ai căzut sau ai o defecțiune. Relaxează-te, ești parte dintr-o plimbare de plăcere, nu ai nimic de dovedit, bucură-te de plimbare și companie. Dacă vă prinde noaptea pe curbe, mențineți o distanță în șir indian, astfel încât să luminați drumul unul altuia, chiar cu faza scurtă. De asemenea, ar fi bine să vă luați toți sistemele de comunicare, sunt destul de ieftine și ajută mult. Ce faci dacă te pierzi de grup? Strict în cazul plimbărilor lungi, nu paradele moto prin oraș, dacă te pierzi de grup, poți face un singur lucru. Încearcă să stabilești o cale de comunicare cu un membru. Stabiliți apoi unde vei fi așteptat sau dacă îți dorești să părăsești grupul. Este foarte important ca membrii grupului să știe ce-i cu tine. Cam atât despre acest subiect. Dacă am omis ceva, aștept să-mi spui în secțiunea de comentarii. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în video următor.